Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt la Absolut o Veranda, la Veranda Mall și așteptăm la antrenament de la grupa 2 de kickbox să vină Bogdan Mocanu cu George Zermaga la antrenament. Vor veni, ați vorbit cu ei? Da, vin și vom face și un vlog cu ei astăzi de aici de la antrenament. Suntem cu grupa de intermediari, începători, medii, să spunem așa. Nu sunt mulți, doar vreo 30. Sunt vreo 30, sunt ok pe prima grupă. Așteptăm pe băieți pe grupa a doua, lor le voi face antrenament de MMA, dar vreau să-i pun astăzi la mai mult striking. Și o să filmăm mai multe imagini din antrenamentul lor. Vezi că facem vlog tare rău de tot, pregătește-te, e vlog. Se filmează, ai grijă, se pregătește-te. Da, așa, stai așa. Ha. George, da, așa. Vreau să-l văd pe Bogdan cum vine îmbrăcat astăzi. Nu cred că-și mai acolanți. Am râs de el prea tare. După ce s-a întâmplat. Și de-aia tot îl punteam cu camera să văd când vine, când vine, când vine. Sunt două variante, s-ar putea să-i placă glumele tale și să vină din nou. Păi e suspicios aici. A părut suspicios, mai ales când a zis asta pe grup. Pe grup a zis, am vorbit eu cu el și a zis că o să-mi aduc el un lubrifiant pe mea. Nu, pentru că n-a zis. Eu n-am văzut nimic pe grup. Eu zic, și am zis, bă, vezi că e cu două tăișuri asta, nu prea e ok. Nu prea e ok. Poate vrea ce e, nu știu, l-a pus pe grup GIF-ul ăla, Arnold, cu picicul ăla în... Da, tu erai picicul ăla. Nu, eram Arnold. Vezi, îl trebuie și pe el asta, că el nu are părerea asta. El nu are părerea asta. Băieți, ne pregătim încălzire, domnul Ioanul la trăuie. Mamă, ce ia luați-i maestre, stați că filmez eu. Stați că filmez, ia luați-i maestre. Așa. A? Cam pe acolo, nu? Cam pe acolo. Auzi, da, șoate, te pupă Raul Dan. Ușor pupă. Te pupă Raul Dan, a zis. A zis că ce faci, mă, te dai la urs. Cine a zis? Raul. Așa a zis. Da? Da. Și urs cu cine? Da, leu. Știi cum e cu leu? Leu? Urs e urs, da, leu e leu. Leu e leu, am înțeles. Zi numele. Și află. Dubla, dubla 2. Dubla 2, gata, sincron, ia. Nu mai am colat, lasă-mă. Ce faci, domnul Mocanu? Am să iau lubrifiant. Ți-ai luat apă? Ce să faci cu lubrifiantul? Să-ți fac freza. Ai nevoie? Să-ți fac freza. Ai nevoie de lubrifiant? Să-ți fac freza. A, să-mi faci freza? Dar nu, că mi-am făcut eu dimineață cu lama. Da, să-ți fac eu freza pe 16 ianuarie. Stai așa. Ți-ai luat șosetele? 17. Am căzut de comun acord, te-am mai amânat o zi. 17. Să vezi că alunecă. Vezi că am uitat să-mi iau tricou. Mare, nu. Da, nu, ce faci? Ce să fac? Bat oamenii pe stradă, am de-alea de bombardier. De ce? Că am știut bătaia. Pe bune? Nu, sunt obosit, mi-a dat George cu mâncă și mă doare gâtură. Mai ai pe doare gâtură? Să mură dacă nu doare. Nu, nu mă doare trapezul, mă doare gâtură. Dar e în palm. Mare, și ți-a dat George cu pumnul tare și te doare gâtură. Da. Trece. N-ai chemat și tu pe ceva să fac un masaj? Da, știi, mă știi pe mine cu gage ce oameni. Tu aș știi că eu sunt liniștit. Eu mănânc sănătos. Ești cu băieții? Ești cu gage. Mă știi tu pe mine cu gage aici? Ești o brazigare, că să intri în gura mea și nu. Păi pe bune, dacă tu ai zis, mă știi tu pe mine cu gagicile. Deci, game start, da? Pregătește-te, vezi că la tine o să mă vadă 20.000 de oameni pe vlog, la tine o să cunosc, o pun story la sfârșitul antrenamentului. Nu contează, l-ai sunat pe Ferraro să te mai înveți niște glume. Da, nu 20 de oameni, o să fac 100.000. Și i-ai zis, bă, mai învață-mă și pe mine niște glume, că m-a luat pitbull-ul la mișto rău de tot. Și el a zis, cine mă, ce m-au ăla? Asta e veche. Păi după tine stăm, pune bandaje, dă-i drumul la treabă. Eu am pe cine să pun să filmeze, stai liniștit. Hai să vedem dacă știi să-și pună bandajele. Ai învățat? Eu? După două săptămâni să pui bandajele? Ioane, dacă... Eu cred că ăsta o să fie jobul meu. Să pun bandajele la luptători. Am înțeles. A zis că vrea să-ți bandajeze capul. Gâtul, că doare gâtul. Nu, pe al tău. A, pe al meu. Nu înțeles tu. Mă dau lovit. L-am mai amânat o zi, că pe 16... Da, cum... mă, ca și cum să nu fii vână de
prezintă ăla cu slept. Dar o Havel, că e unul de fapt. Pe 16 nici nu știu dacă o să fim la antrenament, că toți vom fi la Eric Slep. Păi o să fiu și eu, da. O să fie Eric Slep și vom fi acolo cu toții. Și eu o să fiu în platou. Ne uităm pe calendar, cred că o să pice în cursul săptămânii. Abonam. Și tu? O să fie live. Eu aș vrea să particip la Slep. Eu vreau să fac... Du-te-vă de aici, du-te-vă de aici. Că ți-ai dead man. Da, dar tu îți dai seama, luați pe asta de țăran. Da, frate, dar și ce? Păi dai eu primul. Să stai de unde știi? Dau primul. De unde știi? Nu ai trebuit să știi că dai primul. Cum nu știi dacă dai primul? Nu știi. E cumva tragere la sorți sau nu știu. Dacă dai cu farma și dai primul. Cu podul, e ilegal ca și cum ai dat cu primul. Habar nu am regulament. Știi că trebuie să dai cu mâna pe masă. Asta știu. Că, de exemplu, dacă dai așa. De exemplu, dacă îți dai așa, așa, Ioan. Deci dacă da... Știi că mă gândeam că aia e laba ursului, știi? Că așa se numește laba ursului. Sună telefonul? Dacă îi dau un loc, dacă nu chiței, după aia nu mai vine să facă la trave. Deci un loc dacă îi dau, stai să vezi de nu îi dau. Până mă rănești tu prin bune de greu. Nu, a glumit, a glumit. A glumit, auzi? A glumit, a glumit. Fii atent, a început antrenamentul de 40 de secunde și tu n-ai început jocul de plasare. Box cu umbra ce uite până începe el. Păi... Dacă tu ai stat să-ți pui bandajele când le-ai scos din mașina de spălat, normal. Trebuia să rămân cu ele, nu? Normal că ai întârziat. Gata, ai clipul ăla. Da, fii atent. Bravo, blană de urs. Hai, n-ai voie, n-ai voie. Hai. Hai băieți, joc de plasare. Îl doare gâtul, ci că i-ai dat tare cu pumnul în cap, George. Iar alunecă salteaua mânus. Băi, frate, dar te și... Poate te grăbesc data aia, ai grijă. O să fug, să știi de tine. La fel și mi-a dat mie în gură, mă. Mi-a dat mie în gură din casă. Poți să-i mai dai câte una așa, George? Mi-a plăcut asta. S-a răzbunat pentru ei, mi-a dat eu. Da, el mi-a băgat aici. Aha. Și tu mi-ai băgat în mână. Da, și 1-1, da. Mult mai bine. Asta e domnul Bogdan. Mâna sus. Încearcă să dai relaxat și în viteză. Băiță, relaxare vreau. Vreau să plece din relaxare, da? Relaxare, relaxare. E perfect. Nu perfect. Dă-i drumul, Bogdan, dă-i drumul, dă-i drumul, dă-i drumul. Dă-i drumul la spate. Dă-i, George, un pumn în cap să-i tragă gâtul. Da. Schimbăm partenerii, hai, rapid, și voi, schimbăm, hai băieți, schimbăm. Hai, domnul Bogdan, bravo. Schimbăm! Andrei, nu trebuie să stai cu la bătaie. Trebuie să dai să pleci, să dai să pleci. E mare, e greu, e... Da, hai. Dă-i drumul. Dă-i drumul. Și proiector, da? Setați bine cu atacul de braț. Nu intrați ca nebuni la proiectare, da? Hai.
Hai, Bogdane, mișcă, mișcă pe picioarele alea. Bine, George. Stop, revenim, revenim. Revenim acolo, sus, în picioare, înapoi. Hai, hai, că e o jură mai mare aici. E o jură mai mare aici. Haide, 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 Denis, intră, 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 uzură pe el, dă-i uzură pe el. Se odinește în pauză. Hai, hai, revenim, sus, 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 dă-i 20 secunde, dă-i tare, mai 20 secunde. Trage de tine, trage de tine, trage, trage. Hai, 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 te miști, te miști, te miști, te miști, te miști. Te miști, mâine sus, un braț lovește celălalt, apără capul. Serios? Când ziceam, dă-i mă, dă-i, te dai atât de tare că mă aruncai în aer. Hai să că nu simți. Eu ziceam, hai mă, ce e asta? Eu așa fac, ca să-ți dau foc, știi? 1, 4, 3. Cum merge domnul Mocanu? Facem ceva și la sol astăzi? Păi asta, te aștept de o oră să facem la sol. De o oră mă aștept? Că nu mai facem. Facem, facem. Facem ceva și pe partea de sol. Cum a mers? Cum ești? Nervos. De ce? Scade glicemia, brațele nu fac față. Masa musculară prea mare. Da. Da. Dar până la meci mai avem timp să ajungem la forma la care trebuie, nu? Mă, sunt plin de dureri. O să treacă. Îi dăm înainte! Hai să facem și încheierea la vlog. Între timp Bogdan a plecat foarte rapid că se grăbea. Am mai făcut și partea de grappling, niște chestii la sol. Nu le putem arăta, din păcate, pe cameră. Da? Băi, să uitați. Follow pe Instagram, Denis Ceaușu. Zănoagă George, ca un pitbull. Ca un pitbull cu capa. Subscribe canalul lui de YouTube, Ionuț Pitbull, atât de rest. Apăsați clopoțelul, vă pupăm. Și o să revenim cu vloguri interesante de la antrenament. Da-o.